Aparatul de plasmafereză donat de Florin Hozoc la Neamț a recoltat de pe 13 mai plasmă de la 14 donatori, cu mult sub cota de 65 de donatori cât ar trebui să aibă lunar conform contractului de sponsorizare. Plasma ar fi necesară tratării pacienților infectați cu COVID-19 care se află în stare critică, la terapie intensivă. De vină pentru performanțele slabe ale aparatului de recoltare de plasmă ar fi interesul scăzut al autorităților de a identifica pacienți vindecați pentru donare, dar și lipsa promovării acestui gest salvator din partea conducerii Centrului de Transfuzii Sanguine din Piatra Neamț. Când eu am fost la Piatra Neamț, și anume chiar pe 13 mai când s-a făcut prima donare, am rugat atât conducerea spitalului cât și autoritățile locale, adică președintele Consiliului Județean, prefect, primar, viceprimar, am avut inclusiv întâlnire directă cu ei, i-am rugat să ceară de la spital listele cu aceste persoane vindecate și să-i sune personal. În fiecare dimineață să ia câte 4-5 persoane pe care să le sune și să le convingă. Este foarte important, pe de o parte, spitalul să pună la dispoziție listele cu persoanele externate. Pe de altă parte, este foarte important ca aceste persoane să fie sunate de oameni care sunt în stare să convingă la telefon de ce trebuie să vii să donezi, cât de util este să vii să donezi. Și nu în ultimul rând, este extrem de important ca această procedură de donare să fie popularizată și oamenii să înțeleagă cât de util este. Este foarte important să facem acest efort de comunicare. Ori tocmai lucrul ăsta nu s-a făcut și nu s-a făcut nici la nivel național. Am dat tuturor centrelor de transfuzie la care am dat echipamente, inclusiv 500, uneori chiar 1000 de pliante care să fie date spitalelor și spitalele care îngrijesc pacienți COVID și spitalele să poată da la externare pliant în care pacientul acela este informat și în care pacientul ăla este chemat să ia legătura imediat cu centrul de transfuzie. Nu înțelegem un lucru foarte important. Atâta timp cât mai ai în secția ATI oameni care n-au putut primi plasmă pentru că n-ai avut suficientă plasmă, înseamnă că mai ai multe lucruri. 2. Trebuie să-ți faci acum niște rezerve de plasmă convalescentă ca să poți să o dai pacienților care vor fi afectați în cazul unei reveniri a pandemiei, așa numitul val 2 al pandemiei. Recoltarea de plasmă convalescentă de la bolnavii COVID-19 vindecați se poate efectua doar dacă ei au fost internați în spital, metodologia fiind aplicată doar în România, nu și în alte țări europene, unde orice pacient care dovedește prin analize că are anticorpi la SARS-CoV-2 poate dona plasmă și poate salva alte vieți. Pietreanul Florin Hozoc a precizat că va retrage aparatul din Neamț și îl va muta în alt centru dacă numărul de donatori va scădea și mai mult în următoarele luni. Acest lucru s-a întâmplat deja în cazul aparatelor de plasmafereză donate în Iași, Alba Iulia și Giurgiu.